Bună dimineața, de aici, de la Stoina Gorj. Ne aflăm în a treia etapă de stropire a murilor Tonfi. Deși am întârziat câteva zile din cauza vremii, am venit să îi stropim astăzi, după cum a ieșit soarele și s-a mai zvântat muri, s-a mai zvântat pământul. Astăzi îi vom stropi în a treia etapă cu Almagerol, Calypso și Tospin. Cei care mi-au urmărit canalul știți despre ce este vorba, de câteva etape de stropire a murilor Tonfi. În toate etapele vom folosi almagerul care nu va lipsi niciodată, iar insecticidul și cu fuicicidul tot timpul îi înlocuim de la etapă la etapă. Am să vă apropii mai mult de soț unde stropește murii. Să vă arăt. Poate sunteți care încă nu știți cum se stropesc. Se dau pe toată lungimea murilor de jur împrejur și se insistă foarte mult pe lujerul cel tânăr, deoarece acela este cel mai atacat. Ia uitați. S-au dezvoltat foarte frumos, încă este foarte ud pământul, dar ne permite să-i stropim. Aici deja avem câteva flori ce au început să înflorească la muri. Nu știu dacă o să vedem, să încerc să mă apropii mai mult. Ia uitați. Eu cam atât am avut să vă arăt pe ziua de astăzi ce muncim noi la muri Tonfi, deoarece mai mult nu putem munci, că v-am spus, pământul încă este foarte ud. La cei care munciți ca noi la ora asta, vă doresc spor la treabă, multă sănătate și să ne auzim cu bine în următorul video. La revedere!